cred că am ajuns un pic cam târziu. Eu am vrut să ajung aici din 89, dar i-am spus șoferului de tanc să tragă pe dreapta și prostul a tras peste tot. Și m-am supărat că m-a omorât, dar m-a enervat tare că mi-a găurit costumul de la Dolce & Gabbana. Da. Sincer, mi-a fost teamă să vin să spun glume, pentru că umblau niște zvonuri cum că aș fi cea mai enervantă româncă din ultimii 200 de ani. M-am mai liniștit un pic când am aflat că premiul a fost câștigat de Gabriela Firea. Bine, adevărul e că de când am murit, am vrut să mă întorc imediat, da. Cum am ajuns pe lumea cealaltă, mi-am dat seama că am uitat ușa de la Casa Poporului deschisă. Mi-a fost teamă că intră hoții. Și uite că până la urmă au intrat. Exact. Bendeacule, că te-am auzit râzând. Dacă eram acum vie, știi ce făceam? Să nu zici struguri, că pentru gluma asta m-au dat afară de la doctorat. Deci dacă eram acum vie, îți făceam ce mi-a făcut mie plutonul de execuție. Te trăgeam de nu te vedeai, perversul naibii care îmi doresc eu să fii. Am auzit că... Poate-i să se dea Elena Ceaușescu la tine de 1 decembrie. Este tot ce poți să vrei de la viață. Excelent. Am auzit că joci în travestii la teatru. Faci roluri de bărbați? Bravo! Bravo, bravo, bravo! Așa, da? Intoxicația cu plumb v-a făcut bine, doamnă? Bravo! Bravo! Poate nu știți multe lucruri despre mine, dar mie mi-a plăcut viața. Păi, tovarășul era ocupat cu demolările. La fel și eu, dar mai mult acasă. Am iubit bărbații, mă, copii. Că de-aia am zis eu mereu că sunt academiciană la chimie, dar nimeni nu s-a prins. Mă, Mihai, trebuie să fii și tu mai hotărât, mă, Mihai, mai bazat. Păi când tovarășul dădea din mână, cădeau clădiri. Tu când dai din mână, gemi un pic și aia e. Nu e suficient. Mai râdeți, băi. Slavă Domnului. Nu e suficient, mă, Mihai, trebuie un pic de forță aici, mă, forță brută. Mica ce ești tu. Da, eu creșteam din ăștia ca tine. Uite la Duban. Cine l-a făcut om mare? Hm? Nu știu dacă v-ați uitat la el în ultima vreme după pandemie, dar la cât de mare s-a făcut, dacă eu mai trăiam, sigur vorbeam să joace rolul principal în Fălci. Va, ai de capul vostru cu pandemia asta. Purtați măști. L-ați banalizat până și pe Carlos Dreams, care, culmea ironiei, a fost amendat că nu purta mască. Nimeni nu mai știe ce să mai facă în țara asta. Ce bună! Medicii buni au plecat. Păi de-aia am închis noi granițele, eu și cu Nicolae, ca să nu plece medicii buni, că dacă vine o pandemie, cine să vă trateze, tătarul cu cercel? Că doar ăștia doi ar mai fi rămas dacă deschideam granițele. Știu, știu că am fost acuzați, că aruncăm intelectuali în pușcărie. E, uite că nu se mai întâmplă asta. Pentru că nu mai sunt intelectuali. Ne-a făcut bine treaba, nu? În același timp, școala era obligatorie. La fel și locul de muncă. Că altfel mergeai la pușcărie, nu? Vezi, Chelu, tu în orice regim ai fi avut un motiv pentru asta. Mă duc și acum, nu trebuie. Ia uite, parcă iau băia doi în spate că comentează. Ia, veniți mai în față. Hai, mă, dacă sunteți curajoși. Măi, Șerbane. Șerban. Vreau să-ți mărturisesc cu tot dragul că ți-am citit toate, dar absolut toate, cartea pe care ai scris-o. Păreai băiat deștept până s-o deschid. Și tu, bate, dacă nu-ți place ce zic, fă-te și tu că nu vezi și că nu auzi. Ca de obicei. Așa cum ai făcut în prima căsnicie. Mai e puțin și o să înceapă războaiele, o să vedeți. Da, păi asta n-am vrut noi. N-am vrut picior de soldați străini în țara noastră. Să ferim România de glonții și de bombe. S-a terminat. E plin de bombe. Ia, Ana Banici umblă liberă. Antoneasca la fel. Că mi-am amintit. Yeah. Am auzit că îi cereți sfaturi despre cum să vă îmbrăcați Iuliei Albu. Păi bine, mă, dacă voi trăiați pe vremea lui Einstein și voiați să aflați ceva important, o întrebați pe nevastă sa? Fiți sincer, după ce vă uitați la televizor și vedeți știrile, nu începeți să înțelegeți de ce am făcut ce am făcut? După ce l-ați văzut pe Orban dansând, nu vă pare eu mai normală? Deliuța, drăguța mea, mă uit la tine și nu înțeleg. Prima femeie pe care o văd că e și frumoasă și urâtă în același timp. Mă simt exact ca soțul tău, nu știu cum să te iau.
Mamă, mamă, mamă. Hai că nu te mai bulbuca așa la mine, că ești mai periculoasă pentru inimă decât mesajele de la RoAlert. Da, bine, nu despre voi am venit să vorbesc aici. Am o vorbă cu poporul român. Păi bine, măi, pe noi ne-ați omorât și pe Iliescu l-ați distribuit în nemuritorul. Mă, vreți să vă spun ce a fost la Revoluție, mă, fraierilor? A fost exact ca meciul România-Islanda. Părea că ăia din teren joacă prost. După care a venit ăia de pe banca de rezerve care a jucat și mai prost. De la Iliescu ați vrut să vă aducă o viață bună și v-a adus minerii. Pe urmă, de la Constantinescu ați vrut ca România să devină capitalistă și era cât pe ce, numai că ăsta era obosit și a dormit 4 ani. După care s-a întors Iliescu, că uitase ce mai avea de distrus, iar voi uitați să răs ce v-a făcut prima dată. După care a venit Băsescu, ați vrut să vă ducă în Europa și ăsta v-a dus de nas. Ce știați despre el? Că atunci când era tânăr, era marinar, da? Și că era toată ziua pe apă. Niciodată! Și când era tânăr, tot pe whisky era. Stați cu minte! Spion! E, și acum a fost România lucrului bine făcut, care s-a făcut, dar mai puțin bine. Și e România normală, care dacă așa e ea când e normală, atunci sunteți mai praf decât Radu Banciu în zilele când are filmare. Dă cu manta să duce peste tot. Măi copii, dacă mai eram noi la putere, nu vă mai deranja nimeni cu informații despre pandemie, nici n-ați fi aflat despre ea. Că dacă sunteți proști, v-a plăcut să ieșiți să votați odată la 4 ani. Singura importanță a votului e că mai ieșiți să mai luați și voi aer din când în când. Păi dacă era votul important la ceva, nu mai ajungeați voi la ștampilă. Stați liniștiți. Hai că m-am încălzit, Mihaiță, dacă vii acum. Și ultimul subiect pe care vreau să-l mai discut cu voi înainte de a pleca în rai este Dumnezeu. Că da, am ajuns în rai. Rai 2 e, că la rai 1 nu mai erau locuri. Ați spus că noi am dărâmat biserici. Ați spus că am interzis credința, că aveam ceva cu homosexualii. Dar aici aveți dreptate, aveam ceva cu ei. Poate de aia am și închis din biserici. Hai că am plecat, să-mi fie țărâna ușoară. Și votați cât mai sunteți liberi, că altfel vorba lui Arnold, I'll be back. Da, ce bine. Să-ți fie eternă ziua noastră. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!